Stimate domnule președinte, acesta este un mesaj alternativ din partea poporului român. Este alcătuit din multe fraze frumoase, care nu depășesc 140 de caractere. Este în limba română pentru că am observat că ați început să învățați limbi străine, ca de pildă expresia bad hombres. România este o țară frumoasă situată în estul Europei. În caz că nu vă place mesajul nostru, iată unde ne puteți găsi. Capitala noastră este Bucureștiul. Probabil că al doilea oraș al nostru este Chicago. Da, am emigrat foarte mult, ca și bunicul dumneavoastră, Friedrich. Sunt atât de mulți români în America, încât ați dori să trimiteți pe unul dintre ei, Jenny Paulson, înapoi, ca ambasador. Familia ei a contribuit foarte mult la campania noastră și, prin urmare, este o doamnă foarte calificată. Suntem siguri că numiți numai persoane calificate, dar între noi, cât e pentru un post de ambasador într-o țară micuță cum ar fi Luxemburg? Suntem descendenți ai tracilor. Istoria lor poate fi urmărită 5.000 de ani în urmă. Din păcate, toți sunt morți acum. Ce ratați? Avem munții Carpați. Ei sunt uriași și arată ca un zid, cu excepția faptului că sunt verzi. Îi putem vopsi maro sau putem aștepta un pic până când planeta se încălzește. Copiii noștri se vor bucura atât de mult. În sud avem un excelent teren de golf cu mii de găuri. Se numește Bărăgan și oamenii cultivă grâu acolo. Știm că îi puteți convinge să înceapă să joace golf în schimb. În România vorbim limba română. Acest lucru e puțin derutant, deoarece în America nu vorbiți americana. Dar să revenim la limba română, care este o limbă excelentă. Țările din jurul nostru, inclusiv francezii, nu vorbesc limba română. Ce fraieri! Apropo, vă putem spune confidențial că francezii au un verb, trompe, care înseamnă să înșeli oameni. Ei au inventat acest cuvânt numai pentru a vă face să arătați rău. Suntem siguri de asta. Fetele noastre sunt frumoase, dar fug foarte repede și nu prea le place să fie apucate de părțile intime. Dacă învățați dansurile noastre însă, puteți ajunge destul de aproape. Îl avem pe Contele Dracula, care a fost un mare vegetarian. Presa nu îl plăcea și îi spunea vampir. Vești false, vă pot spune. Îl avem pe Vlad Țepeș, o persoană foarte drăguță. El nu plătea taxe și nu avea datorii. Nu trebuia să-și plătească furnizorii, era suficient să-i tragă în țeapă. Presa nu-l plăcea nici pe el și a scos vorba că este Dracula. Tot știri false. De asemenea, am avut un celebru dictator numit Ceaușescu. Îi plăceau faptele alternative și să semneze ordine prezidențiale. Din când în când organiza alegeri pe care le câștiga, desigur, cu 100% din voturi. Presa îl iubea foarte mult și nu îi punea niciodată întrebări neplăcute, cel puțin cei care au supraviețuit. Oamenii îl iubeau la nebunie. Avea doar 71 de ani când a dat tortul popii. Ce trist! L-avem pe Ilie Năstase și pe Nadia Comăneci. Sunt amândoi persoane foarte bune, dar probabil că jocul lor de golf nu este la nivelul dumneavoastră. Avem mici, care înseamnă the smalls în engleză. Sunt un fel de cârnați mici fără piele. Avem nevoie de niște îndrumări aici pentru a-i face mari din nou. În România bem mult, vreau să zic multă țuică. Țuica este un fel de whisky de prune. Consumul de țuică este de asemenea o scuză foarte bună atunci când vorbim prostii. Nu avem graniță cu Mexicul, dar nu suntem departe de Moscova. Unii români cred că rușii sunt oameni răi, dar ei sunt de fapt destul de drăguți. Au venit odată să ne viziteze în mașinile lor, mașini foarte solide, dar nu atât de ușor de parcat. Dacă deveniți prea prietenos cu ei, puteți face ca problemele noastre să fie great again. Și avem cimitirul Vesel. Unii oameni ne vizitează doar pentru a fi îngropați acolo. Viața fiecăruia este prezentată pe cruce într-un mod amuzant, ca o carte de
de povești cu poze. Da, am spus carte cu poze. O să vă placă, suntem siguri. Pe urmă avem un partid politic care a câștigat recent alegerile, promițând orice și totul tuturor. Ce ne-a mai distrat? Dar oamenii au obosit deja să tot câștige și ar vrea să-i vadă plecați. Ce trist! Românilor le plac faptele alternative. Le numesc basme. Copiii le apreciază atât de mult încât cota de aprobare a bunicilor lor a crescut fulgerător. Apropo, am auzit că gradul de aprobare a dumneavoastră nu este formidabil, dar asta nu este o problemă. Vă putem oferi o diagramă rotundă, astfel încât să puteți regla manual înclinația și numărul de participanți. Denumiți-o o diagramă alternativă. Această diagramă poate fi de asemenea utilizată pentru a întoarce timpul înapoi. Puteți să vă întoarceți de pildă la vremurile când se extrăgea cărbune, dacă vreți. Apropo, ne place foarte mult tehnica dumneavoastră de a-i numi pe alții lucruri pe care aceștia ar putea să vi le reproșeze. În momentul în care își dau seama că nu sunt ei, le dați un alt subiect și tot așa. Sclipitor. Atât de deștept. Știm că tot ce vreți este dragoste. Să fiți înconjurați de oameni care vă iubesc, fără întrebări urâte. Doar dragoste. Scuze. Am greșit țara. Dar oricum, puteți conta pe dragostea noastră. Vă iubim atât de mult încât vă propunem un post important. Dacă răii din Congres ajung să vă dea afară, ce ar fi să deveniți președintele asociației ASHOG, care este asociația jucătorilor de golf fericiți cu fețe portocalii. Nu sună prea bine în română, dar e ok în engleză. Ca președinte al ASHOG puteți declara război oricui. Război autobuzelor, de exemplu. Acestea ar trebui înlocuite cu căruțe. Conducătorii de căruțe vor fi atât de fericiți, cel puțin până află că nu au voie pe autostrăzi. Dar asta nu e o problemă, dacă semnați un ordin prezidențial. Stimate domnule președinte, aici lucrurile devin interesante. Știm că sunteți un om de afaceri strălucit, cu mult spirit practic, și avem o propunere pentru dumneavoastră. Ce ar fi să zicem România Prima, America a doua? În schimb vom fi drăguți cu dumneavoastră. Să presupunem că aveți o mașină de ocazie rămasă după ce ați vândut restul compatrioților dumneavoastră. O cumpărăm pentru 100 de milioane. Și includem complet gratuit un tur al cimitirului Vesel. Ce ziceți? Batem palma? Este România Prima?